Vremurile când echipa mare de basket strângea sute de iubitori ai sportului la sala Chauncey Harty sunt deja departe. Echipa a fost desființată, iar acum mingea de basket se învârte în acea sală, dar în mâinile celor care acum se antrenează pentru a deveni mâine mari sportivi. De 3 ori pe săptămână, Adrian Vâtculescu îi antrenează pe băieții săi cu vârste sub 14 ani, pentru ca în 2014 să poată juca în campionatul de juniori. Este al doilea an când îi antrenez pe acești copii, sunt copii de sub 14 ani. Anul trecut am fost cu ei înscriși în campionatul de Under 14. După părerea mea a fost un an ok, în sensul că fiind și primul an, eu zic că ne-am descurcat onorabil. Anul acesta nu prea au fost bani să înscriem din nou în campionat și continuăm pregătirea cu ei. La anul sper din tot sufletul să găsesc niște bani să-i pot înscrie din nou. Echipe antrenate de Adrian Vâtculescu li se pot alătura și alți tineri care iubesc basketul și vor să facă performanță. Alți copii, da, de ce nu? Dacă au talent și se pot descurca foarte bine cu cei din care sunt aici, cu cea mai mare plăcere îi pot primi.